puține au fost cazurile în care copiii internați în Spitalul Județean Constanța erau părăsiți de familie și lăsați în grija personalului medical, iar aparținătorii erau aproape imposibil de identificat. Aceste lucruri ar putea deveni istorie pentru Spitalul Județean Constanța, care a implementat, împreună cu Direcția pentru Protecția Copilului, Inspectoratul de Poliție, dar și cu Direcția pentru Evidența Populației, un sistem ce prevede măsuri drastice. Convenția are la bază prevederile hotărârii de guvern 1103 din 2014, care stabilește o relație între instituții pentru soluționarea acestor cazuri. Dacă o mamă este constatată ca fiind cu risc social, cei din urgență sau pe unde se internează, urgență sau internări, sunt obligați să îi xerocopieze actele, să le pună la foaia de observație și să-i facă poză pe care o pune la foaia de observație. Iar deci, dacă nu are acte? Iar dacă nu are acte, se anunță imediat. În cazul în care o femeie cu risc social își părăsește copilul în spital, vor fi luate măsuri de urgență. În primele 24 de ore se caută familia cu ajutorul Serviciului de Evidență a Populației. După ce, dacă familia nu poate fi identificată, atunci se întocmește un proces verbal de copil părăsit în secție, iar în 48 de ore, direcția are obligația de a dispune o măsură de protecție specială. Vom acorda tot sprijinul necesar în vederea identificării mamelor care abandonează copiii. Așa cum prevede și Convenția de Colaborare, termenul este deloc relaxat, este vorba de maxim 3 zile când se fac verificările. Vom avea permanent oameni desemnați în aceste comisii interinstituționale pentru verificare, care vor fi implicați și vor da tot sprijinul pentru reglementarea situației. Pentru a fi evitate astfel de situații, femeile care prezintă risc social vor primi sprijin în cadrul unui centru. Centru care are sarcina de a consilia persoanele aflate în risc de să-și abandoneze copiii, de a lua primele măsuri împreună cu personalul din spital în ceea ce privește găsirea unei soluții prevăzute de lege pentru copilul respectiv. Copiii cu vârstă cuprinsă între 0 și 3 ani nu pot fi instituționalizați și se încearcă reintegrarea lor în familie sau orientarea către un asistent maternal. Totodată, personalul centrului, care va funcționa pe viitor 24 de ore din 24, va efectua măsuri pentru înregistrarea copiilor la starea civilă, astfel încât cei care nu au identitate să o dobândească. În prezent, în Constanța, 15 astfel de copii au fost identificați de organele abilitate.